Bine v-am regăsit la tablou de viață. Unul dintre motivele pentru care ne vedem astăzi este și această carte pe care o țin în mână și care este scrisă de un tânăr care promite foarte multe pentru viitor. Și când am auzit cine este, mi-am amintit de începuturile emisiunii Tablou de Viață, când de prima emisiune pe care am făcut-o cu părintele Capșa și Constantin Capșa de la Parohia Sarata și cu familia dânsului, o emisiune extraordinară, după părerea mea, care mi-a rămas la suflet. Și acestea adunate sunt motivele pentru care ne întâlnim astăzi cu părintele Capșa din nou și fiul cel mic al acestuia, Mihai Gabriel Capșa Togan. Mulțumesc foarte mult că ne-ați primit Și noi mulțumim de invitație. astăzi din nou la Sarata. Am emoții că e un pic altfel. Și pentru că, așa cum am spus, tabloul de viață se leagă de familia Capșa. Haideți să începem cu cartea asta. Morala și religia în decadentism. Haideți să începem de la copertă. Emisiunea dumneavoastră se numește Tablou de Viață, iar pe copertă găsim tot un tablou, un celebru tablou a unui genial pictor francez, Félicien Rops. Pânza se numește Ispita Sfântului Anton, în traducere liberă. Este pictată în 1889. Mulți mi-au spus că părțile sunt împărțite. Am ales o copertă oarecum ne la locul ei, față de familia din care provin. Eu spun că pentru tema centrală pe care o dezvoltă cartea, nu era o pânză mai bine alasă decât, ca și copertă, decât aceasta. Bun, tu știi cel mai bine ce ai scris în carte și cum și o Exact. simți Eu că... în carte tratez o perioadă scurtă din istoria post-simbolismului european, o perioadă de vreo 30-40 de ani, într-o imagine comparatistă. În literatura europeană întâlnim o grupare de poeți celebri, hai prințesă, Este Ilinca. care sunt și numiți poeți blestemați. Poeți blestemați tocmai pentru că au încercat să îndepărteze religia revelată cu religia artei, cu tot ce înseamnă cultul frumosului și estetizarea excesivă. Din câte mi-aduc eu aminte, așa, din ce am mai auzit, ai fost copilul rebel al familiei? Cel mic e permanent într-o Da. familie rebelă, da, al familiei. Sau, na, dacă nu e rebelul, e cel căruia îi se iartă cele mai multe. Știu că Asta datoria mamei. eu sunt copilul mare și nu, și știu cum e cu cel mic. Alături de noi a venit și Ilinca, fetița ta. Este o prințesă, da. Câți ani Copilul meu. are? 5 ani și 8 luni. Să trăiască. Și stăm brațe la mândrul bunic. Bunicul. Bubu Popa. Bubu Popa. Așa îmi spune. Și nu mi-e rușine cu acest nume. Bubu Popa pentru ea și jucăm Baba Oarba. Deci, după doi băieți, părinte, a venit o fetiță. Cred că sunteți topit. Da, este Iată. prima nepoată. Singura fetiță în familia mea, nepoțică aceasta. Și este împărțită așa, hărțuită, când la noi, când la Coscri. Când la noi, când la Coscri. Și nu mai au decât atât. E un copil Și foarte pentru iubit, ei, ceea da, ce nu e din poate fi toată decât lumea foarte foarte bine pentru iubit. ea. Da. Și cu minte și ascultător și e foarte bine. Bun. În prima emisiune ne-am întâlnit cu fratele tău, cu mama ta, cu... Nu știu pe unde erai tu atunci, acum vreo 2 ani de zile când am făcut O, mai emisiunea. mult, domnule. 2 ani și câteva luni. Așa era și Simona, între timp ei s-au întors... Ne-a întors înapoi. Fratele meu este preot în Santiago. Cunoaștem, De cum să mai nu? bine de 11 ani.
Au și un copil acum, un băiețel. Da, l-am văzut pe o rețea de socializare, da. Este un copil adorabil, da, mă bucur foarte, foarte mult pentru ei. Dumnezeu i-a binecuvântat după 14 ani de căsătorie să aibă un copil, e minunat. Să ne întoarcem în Piatra Neamț, cu siguranță o să vadă și ei emisiunea, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Cum e cu să fii copilul mic? Cu câți ani este mai mare Iustin decât tine? Între noi este o diferență de 4 ani jumătate. Dumneavoastră mi-a adresat o întrebare relativ sensibilă. Într-o emisiune sinceră. Așa. Da, da. Copilul mic, nu vă pot, ce înseamnă să fii copilul mic într-o familie, vă pot spune ce înseamnă să fii copilul mic într-o familie unde tatăl este preot, unde mereu ai în fața ceea ce vrei să faci sau ceea ce îți propui să faci un nu. De mic tu nu ai voie să te dai cu sanea nu știu unde, pentru că acolo nu știu ce se întâmplă. De mic nu ai voie să te cațe în toți copacii, pentru că s-ar putea să se întâmple. Sau nu ai voie să porți blugi evazați, nu ai voie să porți tricouri. Ești cu copilul preotului și nu ai cum să pui un tricou de la mult, cu... Mult timp până când bărbăția îți bate la ușă, trebuie să fii... Să, în urma ta să fii un model social, vestimentar, cu un vocabular anumit, ceea ce pentru un copil nu e întocmai mereu ok, sau să zic, de fair play. Ei, și ți s-a spus, fratele tău face aia, trebuie să fii și tu așa? El a fost mai cu minte, mai ascultător? Inevitabil, inevitabil. În filozofia unei familii de zi cu zi, apar asemenea discuții. Trebuie să urmezi un drum, îl vrei sau ți-l propui să-l urmezi sau nu. Important este cum gestionăm tensiunile care apar în educație. Părinte, cum e? Cum e de fapt? Distinsă doamnă și dragii mei, pentru că ne aflăm la câteva zile de la începutul anului școlar, dați-mi voie să fac o comparație. Așa. În educarea copiilor și între o mamă și o gospodină bună. De ce spun acest lucru? Pentru că toate mamele fac cozonac. Toate mamele prepară fel de fel de mâncăruri. Asta nu înseamnă că este o lege scrisă că trebuie să lase cozonacul atât 25 de minute la cuptor și gata, cu asta și-a împlinit menirea. A ieșit cel mai bun cozonac. O mamă bună, o gospodină bună, din când în când se uită la cozonacul respectiv. Se uită și îl urmărește cu atenție. Urmărește să vadă focul cât e tare, temperatura cât este și, dacă e cazul, îl scoate mai devreme de 25 de minute sau îl lasă încă 5-10 minute. Ei, de ce am avut această comparație? În zilele noastre se face o mare greșeală că ducem copiii la școală și copiii sunt ai școlii. Școala, l-am dus la școală, școala e datoare să el scoată inginer, doctor, profesor. Adică să iasă cozonacul copt, să fie cozonacul perfect. Nu. Mama e plecată, tatăl e plecat, vin, nu vin, nici la ședință nu prea vin. Vă mărturisesc ca cel care de 25 de ani sunt în școală și anul acesta iarăși sunt și văd care este pulsul. Părinții nu se interesează și acuză cu ușurință. Ce face școala? Ce face școala? Eu am dus copilul meu acolo, e, cum am spus, pentru fetiță, e prinț, e adevărat, e prințesa noastră, dar în școală nu știu dacă va fi așa, trebuie supravegheat. Deci eu poate mă consider copiii mei că am fost un tată dur. Nu știu ce o fi făcut eu, cum m-o fi comportat, de bătut, nu i-am bătut. Dar cu cuvântul,
Da. Nu i-am bătut. Dar cu cuvântul, Doamne, Doamne, acum și acum, și eu să... Dar am mers alături de ei. Niciodată, și nu, nici lor nu le-a fost rușine cu mine, nici... Am mers cu ei, am urmărit cu... Nu i-am certat pentru note mici. Iarăși poate să confirme. Dar pentru absențe, aoleu, mamă. Nu lipsi. Dar dacă tu, mamă, nu trăiești pe la școală să vezi că a lipsit cozonacul din cuptor o săptămână, două, ce te aștepți la sfârșitul anului școlar să fie cozonacul bun? E prințul tău, e prințesa ta. Te trezești că după semestrul întâi este exmatriculată, că are nu știu câte sute de absențe. Deci, dacă Dumnezeu mi-a ajutat și am ajuns aici unde am ajuns cu copiii, îi mulțumesc Tatălui Ceresc și lor le mulțumesc că m-au ascultat. Poate nu întotdeauna le-am plăcut cum am vorbit, dar... Aici are de plan. Dar am să văd cum se comportă ei cu copiii lor. Eu mulțumesc lui Dumnezeu cu nevasta mea, cu timp, cum spunea Apostolul Pavel, cu timp și fără timp. Am stăruit cu timp și fără timp. Nu că e fiu de preot, dar dacă e fiu de tractorist, dacă e fiu de mecanic, nu tot trebuie să comporte frumos. L-am învățat, trăiești pe drum, să dai bună ziua la oameni. Că noi nu stăm în buricul New York-ului sau Bucureștiului și nu știm să salutăm oamenii. Fii cuvincios, așa cum învățat. Eu nu sunt fiu de mare parlamentar sau ministru, de țăran, dar tot la fel m-au învățat și părinții mei. Nu-i lăsăm așa, îi iubim, îi îmbrăcăm, îi ajutăm, dar le dăm o educație că nimeni, nici cei mai mari conferențiari, doctori în știință, nu poate să dea copilului tău ceea ce trebuie să dea familia, cei 7 ani de acasă. Nimeni pe pământ nu poate să înlocuiască pe mamă. Cum învață mama copilul, cum îl educă, cum l-a spălat la celălalt, nu poate niciun doctor stomatolog să învețe copilul tău cum să spele pe dinți decât mama copilului. Eu, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă întorc la prima întrebare a dumneavoastră cu... Alina, aici suntem prieteni, suntem și de vârste apropiate, așa că... Anul trecut la liceu, unde predau de mai bine de 6 ani de zile, liceul Carol I din Bicaz, am organizat o conferință cu ajutorul celor de la Federația Internațională a Comunităților Educative din România, pe scurt FICE. O mică conferință adresată lecturii și importanța lecturii în școală. Am invitat la acea dată 2 mari profesori pensionari de la Alexandru Ion Cuza, de la Universitatea din Iași, doamna profesor Constantinescu și profesorul doamnei profesor Constantinescu, doamna Macovei, acum la o onorabilă vârstă de 80 și ceva de ani. În acea sală, o bibliotecă, biblioteca liceului Carol I din Bicaz, erau 6 generații. Erau elevii mei, eram eu, erau profesorii care au peste mine 20 de ani, era profesoara mea care mi-a condus cartea și teza de doctorat și profesorul profesoarei mele, da? Deci 5 generații. Dacă era și Ilinca, Ilinca era 6-a generație. N-a apărut și dânsa, doamna profesor Constantinescu, vorbeam, uitați, dragi elevi, cât suntem aici și câte generații. Unde vedeți voi conflict între generații? Important este ca instituțiile ordinatoare ale societății, eu știu, familie și biserică, stat, să se raporteze cu foarte mult bun simț și diplomație și astfel încât toate lucrurile să fie eficiente și confortabile. Ceea ce spunea tata în metafora cu acel cozonac în cuptor, ca profesor, ca tată, nu mai vorbesc, ca profesor mi se pare absolut dramatic ca părinte să nu intri într-un liceu 4 ani de zile. Și cu asta am spus tot, este raportarea ta la viitorul copilului tău. Îl lași în școală și apoi ești nemulțumit după 4-5 ani că acel mic cozonac al tău, care acum câțiva ani a fost prinț sau prințesă, uite că nu a fost să fie să devină.
Deci una dintre durerile tale e că nu vezi pe părinți că se implică, nu ai o colaborare, profesor fiind, cu părinții copiilor. Nu numai a mea. Mulți profesori se plâng de acest lucru. Sunt ședințe cu părinții, repet, nu la toate liceele, da? Unde în clasă sunt 5-6 părinți dintr-un colectiv de 30. Este problema mea ca școală sau problema ta ca părinte sau, să nu-i spun, responsabilitate? Deci, cam unde e rolul familiei în educarea unui copil? În negocierea acestor false tensiuni dintre generații, în accepțiune proprie, mai mult impuse de mass media, în realitate ele nu cred că există. Sau poate ele există doar în societatea post-postmodernă în care trăim. Gândiți-vă la copiii întâlniți în atâta literatură română. Copiii lui Moromete, da? Și s-au răzvrătit. Dar stăteau cu toții într-o comunitate românească rurală și se împăcau, da? Termenul ăsta e răzvrătit. Ți s-a potrivit la vreun moment în viață? Da, cred că odată la 5 ani de zile. Adică? Cred că la sfârșitul gimnaziului, la sfârșitul liceului, la sfârșitul facultății. Cred că cel mai mult răzvrătit. E greu de definit. Cel mai mult îl simți cuvântul, nu îl poți defini. Eu am făcut liceul teologic la Romanul Liceu, pentru care am absolut toată stima și salut cu drag profesorii care probabil acum urmăresc emisiunea. Am urmat în paralel facultatea de litere. Părinții, familia, trecutul, istoria din liceu mă împingea pe un traseu să fac facultatea de teologie și am spus nu, mulțumesc, fac și teologia, dar oricât ar fi de greu, muncesc și vreau să scot la un bun liman facultatea de litere. Deci asta a fost pasiunea ta, dragostea ta, ca și cealaltă a fost un pic ca o, nu știu, o obligație sau... Nu neapărat obligație, un aplecare din... în gimnaziu. Sunt un copil crescut într-o familie unde sunt, nu am un inventar exact, dar undeva la vreo 4.000 de cărți. Nu poți face altceva când nu ai tablete, iar televizorul este cu lămpi, da, luate de la fauna cuții, nu poți face altceva decât să citești. Ce încercam eu să-l întreb pe părinte și... Na, nu știu dacă a înțeles exact sau modul dânsului diplomatic a ocolit. A fost Gabi un copil obraznic. Nu mi-a creat probleme, pentru că ce sunt bărbate, Dumnezeu, nu pot. Nici celălalt, nici el, nu mi-au creat copiii mei probleme. N-au ieșit, și spun totul cu asta, n-au ieșit din cuvântul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Până în prezent, dacă el are 30 de ani, mulțumesc Dumnezeu, nu mi-a făcut. O să ajungă și copiilor să fie tot la fel cum sunt ei. Măcar atât cât sunt ei. Să fie și linguța cu studiile, cu poziția socială, cu tot ce vreți. Mulțumesc lui Dumnezeu. Da, este o logică sănătoasă a oricărui părinte. Nu cred că este pe lumea asta un părinte care să nu dorească din punct de vedere fizic, psihic, chimic, binele copilului. Bun, deci liceul teologic, spuneai. Da. Asta ai făcut pentru că așa ai simțit sau venea ca un parcurs oarecum firesc, fiind fiul de preot, fratele tău urmând tot această școală? De ce nu te-ai dus la liceu militar? Sau? Un copil care în clasa 8-a abia are câteva kilograme. Nu. Sau la un liceu teoretic, uite, la Hogaș. Eu merg cu câțiva ani înainte într-un sat de care mi-aduc aminte și la care am să mă raportez o viață întreagă.
Am crescut lângă un bunic, părinții de pe mamă, pe care și acum, după 30 de ani, îl am și îl voi avea ca model, un om extraordinar de religios, cumpătat, inclusiv credința și religiozitatea erau cumpătate la dânsul, tâmplar de meserie. Cu dânsul am mers la biserică, cred că imediat după clasa a întâi, a doua, iar relația noastră de sâmbătă, de după amiază până duminică seara, deci de o zi jumătate, era să-i citesc cu voce tare doar Vechiul Testament. Niciodată nu m-a pus din Noul Testament să citesc, nici n-am înțeles de ce și n-am odăzit să-l întreb, dar știu că în vara dintre clasa a șasea și a șaptea știam cărțile lui Moise pe de rost. Și acum le pot cita din Pentateuch pe din afară. Apoi noi ne-am mutat în Piatra Neamț, iar tata m-a pus ușor, ușor să cânt sau să citesc acei șase psalmi din slujba utreniei. Cred că primul pas pe care l-am făcut spre seminarul teologic a fost plăcerea pentru Vechiul Testament și muzica. Muzica care era altceva față de ceea ce am făcut la școala 2, acea muzică lineară. Era o muzică orientală pe care vreau să o înțeleg neapărat, cu totul deosebită față de ceea ce învățasem 2 ani de zile în școala generală. Nu mă pot raporta la un copil de clasa 8-a ce au reprezentat cu adevărat deciziile, dar știu că plăcerea pentru lectura Vechiului Testament și muzica au fost cele decisive pentru a merge la un seminar teologic. Spune-mi ce ți-aduce aminte din copilărie despre mama și despre tata, ce ai învățat de la fiecare și fiecare dintre noi își aduce aminte anumite aspecte pe care nu o să le uite niciodată. Mama mi-a zis cu tare lucru și tata la fel. Mi-ai spus. Da. Rămâne așa. Mi-a spus la sfârșitul emisiunii că ar fi fair play din partea mea sau a noastră să fim sinceri. Eu am deschis ochii în familie, într-un apartament modest din Piatra Neamț. O perioadă dificilă pentru noi, dificilă pentru înțelegerea raportului tată, mamă, copil sau copii. De ce? Tata construia atunci biserica din Sărata, actuala biserică Buna Vestirii Constantin și Elena din Sărata. Târziu mi-am dat seama că dacă îți propui să faci un lucru cu adevărat temeinic, statornic, bun și să rezisti, indiferent care ar fi acest lucru, trebuie să faci foarte mult sacrificiu, trebuie să sacrifici tot. A fost o perioadă între, cred, clasa 5-a și mijlocul liceului meu, în care îmi vedeam tata, cred că seara, după ora 22-23, venea acasă, uneori civil, uneori îmbrăcat preot, la fel de murdar ca muncitorii care lucrau pe scară, de fapt, timpul și-l petrecea doar la construcția bisericii. Asta n-am știut. Da, nu mai cunoșteai dacă are pe dânsul sacou reverent sau o cămașă care a fost cândva albă datorită con lucrării, da, umăr la umăr cu muncitorii. Un alt lucru care nu pot spune, nu am rămas marcat, dar impresionat este relația mamei cu pușculița mea. Am primit când eram mama mai mic, e aici lângă noi, sigur. Când eram mic, am primit de la un domn inginer de la uzina Săvinești o pușculiță de inox în care eu îmi strângeam
banii pe care mi le dau părinții, acel mărunțiș pentru, pentru școală. Mama venea și mă ruga, cred că de două ori pe săptămână, să o desfac ca dânsa să-și poată cumpăra detergent, eu știu, toate pentru casă, pentru că tot... Deci ai fost responsabilizat de mic, tot da? Tot venitul familiei se ducea în, în construcția bisericii. Cred că atât vă pot spune. Restul sunt intimități deci, ale prezentă familiei, pe care nu îi mărturisesc. Ok. Deci mai prezentă a fost mama, dacă pe tată îl vedeai după ora 22 și mama a fost stâlpul casei. Mama a fost mulți ani stâlpul casei, iar relația cu, pe care o am cu mama, pe care am avut-o cu mama în timpul școlii gimnaziale a fost decisivă pentru cariera mea de profesor. În timpul ei liber între bucătărie, gospodăria de zi cu zi a unui apartament sau unei familii, stăteam ori întregi zi după zi și citeam poezii. Niciodată povești, niciodată literatură, niciodată n-am citit cu mama o novelă, dar povești, dar poezii. Am citit tot ce înseamnă Coșbuc, Minulescu, poezii romantică. La fel, nu înțeleg de ce bunicul nu mi-a dat să citesc niciodată în Noul Testament, așa cum nu înțeleg de ce mama nu mi-a dat să citesc literatură, mă refer proză, doar poezii. De ce? Ce poet preferat are mama? Coșbuc. De la dânsa am învățat. Eu citeam romane, dar nu aveam timp să stau cu el. Am înțeles. Hai să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și apoi mai intrăm în intimități în pauza de publicitate, după care revenim cu emisiunea la dumneavoastră.